sentimentul național și sentimentul religios este altceva decât cheful de a auzi pe Metallica. Dar când depun ăștia coroane de flori la mormintele soldatului și tot, nu e un moment politic? Cu sobor de proți? Dar când inaugurează orice. Și taie 10 persoane o singură panglică. Și nu că taie, vine popa, dă cu așa, stropește, sfințește, ăia tot să-i țină fața. S-a inaugurat o capelă mortoară, dacă vă aduceți aminte. Că au inaugurat o capelă mortoară. A inaugurat capela mortoară la Bistrița, mă. Bă, frate, după aia, asta, cununia asta, așa o înțeleg eu, domne, cununia asta religioasă e cât? A patra taină a credinței ortodoxe. Bă, a ajuns în alt preasfințitul ăsta de la Constanța de acolo. Bă, ăsta face sărbători de Paști pe plajă, cununează, oficiază, da. Cununii pe miriște. Bă, ăsta mai înțeles și hirotonește preoți la loft. Păi asta e meseria lui. Blanco, dă-ne și mai tare. Da, mă, dar în înțelegerea mea, subliniez în înțelegerea mea de pupător de moaște, bă, lucrurile astea ar trebui să se întâmple într-un cadru foarte strict, adică dogmatic. Îmi permit să te contrazic un lucru, fără a-ți contesta opinia. Dacă mă întreb pe mine, Teodosie, pentru care recunosc că am o slăbiciune pentru modul absolut admirabil în care s-a comportat în timpul pandemiei împotriva porcărilor pe care le-au făcut ăștia tuturor cultelor religioase, dar cu precădere ortodoxilor, Teodosie, prin atitudinea lui, obține deschidere a publicului către ortodoxie. Partea serioasă a Bisericii Ortodoxe, dacă vrei, aia, mă rog, ai lui Daniel, aia care o ard oficial, înțelege așa, sunt respingători pentru marele public, cel nereligios, repet, pentru publicul ăla care nu e. Eu sunt departe de a fi vreun religios, aș putea spune că sunt într-o ușoară disonanță cu tipul ăsta de manifestare. Pe mine a început să mă intereseze și să arunc ochii asupra ortodoxiei, odată cu apariția pe piața TV a acestui personaj, cum spui tu, în al preasfințitul Teodosie. Teodosie, prin faptul că oficiază pe plajă, că se duce cu crucea, cu barcazul acolo și l-aruncă, că se urcă pe cisternă, nu ne provoacă, repet, în rândul unei pături a populației din care fac și o parte, simpatie atât pentru el, cât și pentru cultul religios. Nu știu, vreau să spun o experiență personală și dacă vreți vă trimit video. A venit acolo, da? Și la un moment dat m-a sunat, că vorbisem că ne vedem, și m-a sunat că e unde sunt, că el e în fața scenei după ce terminase cu cununia, că i-a adusese pe băieția de la Corala Armonie de cânte lui Simeon. Și eu eram la cârșma din colț, o știe Robert aia de lângă magazinul de unde și-a cumpărat el șuncă, apropo de luxul în care am trăit noi acolo. Oh, da. Și l-am întrebat, zic, în alte abia am ieșit de acolo, mor de cald, zic, cât stați acolo? Și păi până termină băieții. Am stat, am băut o bere ca să ne revenim și m-am întors. M-am dus, l-am găsit, era acolo, în țarcul ăla închis, l-ați văzut și voi, băieți, Robert și Mirel, care era în jurul scenei, și mă rog, era cu o grămadă de popii mai acolo și tot. Am intrat cu nevastă mea și cu doi prieteni, soție, George și Corina, am stat un pic de vorbă cu el, după care a venit colega mea, Cristina Herea, să mă roage dacă ar putea să l-aducă la cadru, să vorbească un pic la România. Noi nu ne puteam mișca, că era moartea cu semnalul acolo, după cum bine știți, nu puteam mișca camera, care era în singurul loc în care era de bine de rău semnal, motiv pentru care l-am scos eu pe înaltul de acolo și m-am dus preț de 200 de metri cu el până la cadrul la noi să-l dăm în direct pe puț. Era o distanță, repede, vreo 200 de metri, dacă nu mă înșel. Nevastă mea mi-a martor lângă mine și imaginele sunt și filmate. Frățioarea a durat peste 20 de minute să ajungem în cei 200 de metri. Și nu pentru că mergeam înaltul încet, că înaltul e mai iute decât mine la pas, ci pentru simplu motiv că era ca, păstrând proporțiile, Moise care despărțea apele. Păi era cu poidări. Nu zice nimeni, și acolo am văzut și eu chestia asta. Cu capetele plecate,
cu capetele plecate, care stăteau să le dea binecuvântarea noastră. Păi omul e mega star, mă, nu am le-am contestat. Am făcut unul. Are voie am să fie mega star și Teodosie n-are voie? Da, sigur că da, dar e normal, omul e mega star, e ultra mediatizat. Își face treaba. Știe să genereze știri. Stai puțin. De ce, mă, când vine vorba de papa, chiar și ortodox și român sau mai puțin ortodox? Da, da. Ăștia progresiștii din România se uită într-o admirație, cad în cur și zic: Nu îl admiră, vezi de treabă că nu. Nu e admirație. Ce-mi place mie papa. E foarte cool să zici că papa e feliști progresiștii în jură pe papa la greu. Nu e adevărat, feliștii progresiști sunt foarte sensibili la tot ce spune papa și la felul în care se comportă papa și la slujba catolicilor și la bisericile catolice, unde ce să vezi, nu e nimeni în ele. Da, Robert, dar ei sunt să duc să se răcorească. Robert, nu e niciun teferist pe aici, mă, liniștește-te. Când e vorba de biserică și de credință, eu în calitate de pupător de moaște, eu îi datorez ascultare patriarhului, mă. Eu mă aflu în ascultare. Credinciosul, care e conștient că e credincios și e pupător de moaște ca mine. Eu voiam să spun îl ascultă pe patriarh, tată, nu ascultă megastarul. Eu subliniam ipocrizia de care și în materie nu știu, ce fac. Credință și asta dau dovadă ăștia. Adică da, Mirel, atunci da. când e papa și ceilalți credincioși, foarte mulți dintre ei consideră calea urmată de Teodosie mai religioasă și mai dreaptă decât calea urmată de Teodosie. Nu, îmi pare rău, aici nu există decât o singură cale. Aici e o discuție. Nu e, dogmatic vorbind, nu există la nivelul singură cale. La nivelul poporului simplu... Pot exista, da, la nivelul poporului simplu, da. Păi nu există decât o singură cale. Dar Teodosie nu s-a despărțit de calea dogmatică. Nu s-a despărțit de calea dogmatică. Există o singură cale, un singur patriarh și multe zminteli și multe mici beore SRL. Dar Teodosie nu s-a zmintit. Teodosie are doar o manieră foarte populară de a propovădui. E ceva rău în asta? Bă, eu cred că este. Eu nu cred în modernizare. Eu nu cred în modernizarea bisericii. Pentru că eu nu cred că biserica e o terasă care scoate deci scaune de plastic în primăvara. Avem difuzoare în biserici? Nu, modernizarea în privința dogmei, nu în privința tehnicii aerului condiționat. Și ce-a schimbat la dogmă Teodosie? Sigur, eu acum mă dusesem cu discuția în general. La dogmă n-a schimbat nimic, n-a umblat la dogmă. A umblat la difuzoare? Nu, a umblat la, cum să zic eu, a introdus extravaganța ca botină în actul sacerdotal. Mie mi se pare la fel de artificial, ca să nu zic cabotin. Foarte bine că ți se pare. Cei care sunt solemni și care sunt într-o altă logică, în tabăra cealaltă. Dar e ok așa. Dacă ți se pare așa. Să nu înseamnă că dacă mi se pare într-un fel, mi se pare bine. Mirele, gândește-te că majoritatea oamenilor simpli, religioși, habar n-au ce înseamnă ascultare și cum să pune ea în practică. Da, cum spui tu că ești în ascultare. Ei să simt atrași, dă un ierarh ortodox, mai mult sau mai puțin înalt, sau nu. Este foarte simplu. Dacă omul are încredere în Teodosie, ăla este, duhovnicului, lărgind aria de străbatere a acestei idei, da? Repet, uite, ți-am spus, eu sunt exemplu cel mai elocvent. Băi, eu sunt botezat ortodox, oricât de evreu aș fi eu, după canoanele lor, da? Eu sunt botezat ortodox, bă, dar să mor dacă am avut o treabă cu biserica ortodoxă, cu excepția învierilor pe care le petreceam în liceu și de unde plecam la șpriț, era veselie și voie bună, mergeam pe furnica și stăteam până dimineața, n-aveam absolut nicio legătură cu ortodoxia. Uite, eu, mă rog, m-am însurat, am botezat copilul ortodox și am început să cunun și să botez, înțelegi? Dar, repet, interes pentru activitatea ortodoxiei, cum e activitatea asta sub formă de, hai să spunem, de instituție, am căpătat după ce l-am văzut pe Teodosie și după ce am început să am niște discuții cu Teodosie. Foarte bine! Uite, da, de asta spun, deci, de exemplu, aliura lui de star rock și de, cum spui tu, de mega star, pe mine m-a atras. Da. Bănuiesc că nu sunt singur. Păi da? Nu, a atras foarte multă lume. Și din punctul meu de vedere, e un pe care l-a făcut el, pe care l-a făcut el pentru ortodoxie, pentru că a adus în jurul acestui fenomen, în jurul acestui cult, niște oi necredincioase, da, ca mine. Unii sunt atrași și nu-i nimic rău în asta, de
spectacol. Uite, eu sunt atras, stai și o idee. Da. Unii sunt atras de spectacol. Eu am fost atras și de ce spune, și nu de numai ce, de cum sigur o faci. Că și de omul spectacol. De spectacol. Eu sunt atras de metafizica liturghiei. Da. Nu e rău din niciun direcție. Mi-a dat Mirel să vă arăt această fotografie. Aia cu Băsescu, da. Da. Ce e diferit între această fotografie în care este prea fericitul Daniel și care vine să sprijine politic un personaj la vremea respectivă adulat de unii, controversat de alții, și ce a făcut Teodosie zilele trecute când a fost la o nuntă? Nunta fiind o chestie, prin definiție, chestie religioasă. În primul rând că eu nu știu ce căuta tâmpitul ăla acolo între preoție. Okay. Ok, dar atunci preoții de ce nu au venit să zică, bă, tâmpitule, ce cauți aici? Pleacă-mă de aici. Din slăbiciune. Ok. Din slăbiciune. Într-o din lașitate, din oportunism, din foarte multe... N-am, Robert, înseamnă că... Întotdeauna m-am întrebat cu ce ocazie a fost făcută poza asta. Înseamnă că fribulă conducerea bisericii e slabă. Știi când a fost făcută Mirele, dacă nu mă înșel. Acolo nu se întâmpla... Mă, acolo nu se întâmpla ceva ce ține de dogmă. Nu, stai un pic, lasă-mă... Cred că știu când a fost făcută, că de asta vreau să insist. Dacă nu mă înșel, atunci când l-au pus pe Streza, când a fost faimoasa, nu știu, mă rog, era scandalul cu Streza și cu bătrânul de la Cluj, cu Leu, cum îl chema Dumnezeu să-l odihnească, Anania. Când i-au spart, când i-au spart lui ăla prăvălia în două ca să-l facă și pe Streza la fel de înalt ca și el. Și mi se pare că a fost la, nu știu dacă zic Mirele, intronizare sau nu știu, habar n-am al lui Streza. Da. Cred că acolo a fost. A fost la sanctificarea lui Andrei Șaguna. Deci e povestea canonizare. Da. Nu sanctificare, canonizare. Da, canonizarea lui Andrei Șaguna. Mai jos. Și au fost prezenți atunci în sală și Ponta și alți politicieni și Emil Hurezeanu spune că singurul care a vorbit a fost Băsescu, care, culmea, a vorbit bine, a vorbit de creatorul de comunitate religioasă, civică, educațională. Ce putea să zică Hurezeanu de rău de Băsescu? Da, nu știu. Deci, iar de râs râdea Băsescu. Dumne... Asta a fost de ce râdea, explică tot Hurezeanu, spusese cineva un banc la care... Și toți preoții erau serioși și râdeau. Preoții au... mai sunt unii, te mai zâmbește că te unul pe aici ce putare, deci dar singurul care a îndrăznit să râdă cu de la... Deci, de fapt, discutăm despre relația dintre puterea spirituală și puterea pământeană. Despre felul în care în Bizanț de 2000 de ani ai Biserica Ortodoxă, care este într-o strânsă legătură cu Imperiul, dar și Biserica Catolică... Îi dădeau cezarului și cezarului. Dar și Biserica Catolică, ce este la fel de strânsă legătură cu puterea pământeană, timp tot așa de 2000 de ani, de când s-a inventat jocul ăsta, și înainte de asta alte religii care au făcut exact același lucru. Doamne, acum,